business-ul ăsta a adus atâți bani negri în economie încât a influențat decidentul politic să nu facă nimic. 29.000 de oameni mor anual din cauza poluării. Datele astea sunt doar o bucățică din cireașa de pe tort. Vom avea o discuție simplă și utilă despre mediu, sănătate, despre viața noastră cea de toate zilele, cu Oana Cambera, parlamentar. Și bună, cu Tavi Berceanu, bună Tavi. Și vom discuta nu doar despre mediu, dar și despre cum autoritățile centrale și autoritățile locale se pot implica mai mult și ceea ce am făcut noi până acum și ce ne propunem să facem mai bine pe viitor împreună cu voi. Să găsim cauzele deteriorării mediului, aerului, de exemplu în București, Ilfov, sursele, astea sunt foarte importante de văzut, și să venim cu soluții. Mă bucur că ai zis de sănătate, pentru că asta este un obiectiv pe care aș vrea să-l ating, să înțeleagă mai multe autorități că nu este neapărat o problemă de mediu, dar este și o problemă de sănătate, că cele două sunt interconectate. Și ți-aduce aminte că am fost împreună la forumul Comisiei Europene pe calitatea aerului, unde autoritățile din Spania ne-au spus că au un protocol de colaborare între Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului. Da. Aici cred că trebuie și noi să ajungem pe viitor. 29.000 de oameni mor anual din cauza poluării. Și că sunt atâtea boli asociate cu calitatea aerului. Și toate astea se leagă după aceea cu deșeurile, cu pădurile, cu tot ce avem de făcut pe mediu. Pentru noi, de exemplu, ca cetățean este o enigmă, că nu există nicio corelare între poluare și o incidență a unor boli, precum cancerul sau bolile de sistemul imunitar sau bolile care derivă din afecțiunea ale plămânilor, nu există nicio corelație statistică, corelații pe care le găsesc în mod uzual în celelalte țări din Europa. Mai mult decât atâta, lângă partea asta de mediu și de sănătate, avem asociată și o infracționalitate economică foarte mare și iar nu regăsesc niciun fel de legătură. Și dacă am avut ocazia să mă uit mai adânc în infrastructura acestui business care afectează mediul și sănătatea, am găsit antecedente ale decidenților politici. Și acum, dacă întreb undeva, te duci undeva în București sau în alte orașe din țară și întreb cine sunt implicați în zona asta, întotdeauna vei găsi și un factor decizional politic care influențează viața noastră cea de toate zile, dar profund implicat în probleme de mediu. Poate reușim cumva să schimbăm paradigma asta. Am identificat că nu avem date, da? Da. Care e părerea ta? Ce putem să facem să avem datele astea? Păi datele vin simplu, din măsurători. Și ne trebuie și o transparență. Da. Dacă vrei să ai date și să dezvolți niște strategii, trebuie să ai măsurători coerente care să-ți arate cauzalitatea unor fenomene pe care noi le surprindem. De altfel, orice bucureștean simte că pute noaptea, de exemplu, a deșeuri arse sau vede deșeurile aruncate aiurea prin toată țara. Nu avem pe calitatea aerului niște date concludente și am fost împreună la Madrid. Acolo, pe aplicația asta europeană pentru calitatea aerului, România era gri și Turcia era gri, dar nu suntem Turcia, nu suntem sub o dictatură sau o formă sau alta, și atunci ar trebui să ne integrăm în proiectul european de monitorizare a calității aerului cu date suficiente și relevante. Ar trebui să avem niște instalații pe teren, niște laboratoare. Noi am mai fost prin țară, laboratoarele astea de multe ori zac într-o parcare a instituției de 2-3 ani, nu sunt omologate și cei care ne-au venit în sprijin au fost cetățenii cei din Ilfov, de exemplu, sau din București, prin rețelele alternative. Exact. Da. Aduc un beneficiu rețelele astea? Da. În primul rând, cred că cel mai mare beneficiu este cel de conștientizare. Oamenii sunt implicați, își pun senzori, primăriile încep să-și pună și ele senzori. Da. Și primăriile își pot face mai bine planul de calitate, de management a calității aerului, da, cred că dacă ar avea... Am rămas uimit de pic acest plan integrat de calitate aerului al Bucureștiului, care a și picat în instanță și a fost anulat. Era făcut pe niște date din pica acum, recent, pe niște date din 2000 și ceva,
distorsionate profund, fără relevanță, fără să meargă nimeni în teren să vadă, uite, de la un foc de cauciucuri în Sintești sau un Bolintin, ce rezultă, unde merge fumul ăla, de ce îl simțim în nas, în plămâni, în organism, de ce ne invadează spațiu. Nu am văzut un raport sau, nu știu, să avem așa emisiile astea clasificate și probate prin măsurători și puse într-un raport să... Cred că și pentru că nu am avut un sistem național funcțional de monitorizare a calității aerilor. Nu am avut un mecanism care într-adevăr să funcționeze la nivel național cu toți reprezentanții și asta încercăm și să modificăm prin proiectul nostru de modificare a legii calității aerului. E un, doar un punct. Categoric. Proiectul e binevenit pentru că ne trebuie un inventar al emisiilor. Ca să înțeleagă toată lumea, în momentul în care ai emisii de substanțe în aer care se distrug sau afectează natura și organismele, printre care și noi, dacă nu l-ai, nu poți face nicio strategie, niciun plan, nimic absolut. Da. Te nu știi lupți. De unde să, da. Să pornești. Exact. Genul ăsta haotic de gestionare a unei probleme destul de mari, calitatea aerului, nu apare doar aici, apare și la deșeuri. Da. După cum am văzut, deșeurile astea ne invadează și nu e de azi de ieri, e de generații întregi. În București ducem deșeurile în Ilfov, da. Facem un export de deșeuri. Nu avem industrie alternative în economia circulară care să le transforme în ceva. Și mă uitam la clasificarea pe 2020, reciclează 31% din deșeuri Olanda, este numărul 1 în Europa, și 1% România. Și există un decalaj, asta fiind niște date provenite dintr-o sursă sigură, raportările la către Uniunea Europeană, și Uniunea Europeană e destul de deșteaptă, nu falsifică date cum avem noi în stilul de a face lucrurile, și se uită industria reciclatoare câtă materie prima a primit, nu cât raportează X și Y ca pe vremea lui Ceaușescu. Și 1%. Care sunt deșeurile care crezi că sunt, le găsim cel mai mult în zona asta, București-Ilfov, aruncate? Cele care nu sunt biodegradabile, în mod special. Pentru că alea biodegradabile ajung în general pe gropile de gunoi, dar cele care nu sunt biodegradabile ne inundă. De la deșeurile din plastic, anvelope, resturi din dezmembrări auto, deșeurile din construcții, deșeurile de pe șantiere, care iarăși nu ajung unde ar trebui să ajungă. Mai mult decât atât, deșeurile astea ar trebui incluse într-o economie circulară care să aibă o finalizare undeva, să le găsim, de exemplu, în infrastructură. Construiești drumuri și la bază poate nu trebuie să pui piatră spartă din albia râului să distrugi acolo un ecosistem deja bine definit, ci poți să iei din zonele de demolare, mai ales cele industriale, să toci acea piatră, beton, cărămidă, să le introduci în infrastructură cum fac celelalte țări. Doar că nu face nimeni. Nu există interes. Da. Dar asta ar trebui să plece poate de la guvern și din parlament, pentru că nu există cerere în primul rând. Interesul vine odată cu cea. Dacă tu prevezi în proiectul de infrastructură 20% sau 30% sau 50% din partea de infrastructură materie primă va veni din zona de economie circulară și prevezi niște bani pentru lucrul acesta, atunci clar va fi foarte căutat deșeul din construcții și demolări sau anvelopele pentru zmoală, pentru un nou tip de bitum, pentru un nou tip de covor asfaltic. Lucrurile astea nu se întâmplă și n-am văzut nicio viziune la niciun decident politic timp de 30 de ani, din păcate. Sunt doar o bătaie de cap deșeurile, dar nu văd și soluții de a le repune în economie. De fapt, sunt bani. Și nu am... Oamenii, nu știu, oamenii care ajung în funcții cheie să transforme o resursă în bani, în folosul comunității, de fapt. Că noi facem gropile astea de gunoi în Ilfov și trebuie să le ducem încă 30, 40, 50 de ani de acum acolo, dacă nu și mai mult. Până găsim soluțiile astea, până o să găsească decidenții politici sau până o să ne permită poate să facem aceste sugestii,
Spune-mi, cum vezi că putem să-i ajutăm pe oameni în problema asta cu deșeurile, cu arderile? Da, hai să o luăm structurat. În primul rând, primul palier este cel care implică și probleme sociale, de exemplu, comunitățile sărace, care sunt predispuse a merge în zona de contravențională și infracțională cu amprentă pe mediu, pentru că nu au surse de venit. Și am fost împreună pe teren, am văzut comunitățile acestea, nu au canalizare, nu au niciun fel de facilitate a unei lumi moderne, curentul electric este de multe ori furat din rețea, nu există asfalt, nu există străzi, nu există apă curentă, nu există nimic care să te ducă cu mintea că ești într-o... Și așa revenim la niște investiții responsabile, da, care trebuie făcute, deci, de autoritățile locale, da, și autoritățile să înțeleagă cumva că toate se interconectează, investițiile pe care le fac responsabil, cu o cheltuire bună a banului public, corectă, eficientă, la valoarea corectă, și atunci diminuează și problemele sociale și problemele de mediu. Categoric. Al doilea aspect ar fi dacă am putea cumva să generăm în zonele astea niște platforme, niște, hai să nu le zic hub-uri, chiar platforme industriale care se prelucreze deșeurile, pentru că deja ai căi de comunicații în zona respectivă, cum este Sinteți Jilava, ai autostradă, ai noua, sau vom avea acela zero, autostradă de centura Bucureștiului, ai o rețea care îți facilitează infrastructura, care îți facilitează astfel de investiții, trebuie să relochezi cumva din București o parte a industriei și noi nu o facem, și mai mult să reciclezi aceste deșeuri ca să, nu ca să bifezi niște ținte la nivel european, ci să ne facem viața mai ușoară, mai bună. Nu se întâmplă nimic, din păcate, și astea sunt decizii care se iau și la guvern și la nivel județean. A treia treaptă ar fi conștientizarea populației, care să-ți ofere resursa de deșeuri și să ceară populația să avem, de exemplu, o colectare selectivă. Colectarea selectivă are amprentă și asupra aerului, și asupra mediului economic, social, asupra calității solului. Vine cu o întreagă gamă de lucruri care ne fac viața mai bună. Și nu am văzut iar nici partea asta de colectare selectivă sau măcar conștientizare la nivelul populației. Nu am văzut niciun demers. Cred că trebuie să se... Până acum s-au implicat doar societatea civilă, ONG-uri, cred că și pe alocuri anumite autorități locale, pe alocuri, dar cred că trebuie mai mult să transmită, exact de unde am început noi discuția, că chiar ele însele, autoritățile locale, trebuie să transmită mai mult către cetățeni și, într-adevăr, și să simtă și oamenii că și cei care sunt în primărie își doresc cu adevărat să rezolve problema asta și că sunt parteneri în problemele de mediu, da, pentru a ne face un pic viața mai bună. Eu am o veste bună, totuși, din Camera Deputaților. Nu știu dacă știi, colegul nostru Dragoș Popescu a avut un proiect de lege de interzicerea comercializării materialelor feroase care provin din surse ce nu pot fi dovedite. E un proiect de lege care va fi promulgat și vine ca urmare a, știi foarte bine, a intervențiilor făcute pe teren și a ceea ce am constatat acolo, a datelor pe care le-am solicitat. Sunt 800 de tone de deșeuri, așa mi-aduc aminte din date, 800 de tone de deșeuri. Sunt 800 de tone cele raportate de ISU, însă ISU ajunge la unul din 20 de incendii care se întâmplă, din păcate, cam asta e rata. Țin minte în primele zile la Garda de Mediu, chiar și în zilele precedente, sau în perioade precedente când făceam incursiuni în teren, număram din același loc 15-20 de incendii în interval de 2-3 ore. La niciunul dintre ele nu ajungea ISU, ajungea doar la cel mai mare dacă suna cineva. Autospeciala aia venea de multe ori, și când venea autospeciala nu era raportat ca fiind un incendiu de deșeuri, ci doar un incendiu de resturi vegetale. Iar resturile astea vegetale nu intrau în niciun fel de raportare cantitativă, deci nu făceau parte dintr-un flux de date. Și ceea ce cred eu este că putem înmulți cu 50 cifra asta dată de ISU, pentru că traficul de deșeuri arse, aruncate, incinerate, ilegal în jurul Bucureștiului și nu numai, și în jurul celorlalte orașe, este fantastic de mare. E
dacă ne uităm la alte țări, apocaliptic. Ei ar fi sesizat de mult, ar fi intervenit cu în forță cu instituțiile statului și nu doar cu garda de mediu, ci cu poliția, jandarmeria și ar fi gestionat altfel. Datele astea sunt doar o bucățică din cireașa de pe tort, din punctul meu de vedere. Sunt date neconcludente dacă nu le alăturăm unor date de vizare de starea sănătății a populației. Da. Și că de acolo trebuia să începem, probabil. Da, am început cu protocolul de colaborare și cu ce ne propunem. Asta trebuie să fie corelate și sper să nu mai aud vreodată vreun reprezentant al Ministerului Sănătății, cum am auzit într-o dezbatere pe care am avut-o împreună pe arderi de deșeuri, care să spună că nu știe, nu există date cu privire la efectul asupra sănătății a arderilor de deșeuri. Mie mi se pare pur și simplu inacceptabil. Practic, dacă am avea un zbor de recunoaștere în jurul București, pe zona București, în momentul de față sau în orice moment al zilei, am vedea cel puțin 10 incinerări în locații diferite în jurul Bucureștiului, permanente, fumuri permanente care ies din anumite locații. Locațiile se mai schimbă cantitățile. Acum am observat un alt management al arderilor ilegale, se pun cantități mai mici spre incinerare, pentru că în momentul în care arzi o cantitate mai mică, fumul acela durează între 10 și 15 minute și dacă tu l-ai anunța imediat, tot mai trec 15 minute până vine autospeciala să stingă fumul respectiv. Știi că până și dispare. Până să participăm împreună la mai multe intervenții, dezbateri sau ceva, eu nu știam, de exemplu, că Garda de Mediu nu are atribuții directe de măsurare în momentul intervenției a calității aerului. Și nici unelte. Da, și nici unelte pentru asta. Și de foarte mult, asta a frustrat foarte mult și pe oameni, pentru că sunau la Garda de Mediu și chemau să se facă intervenții și după aia întrebau, ok, și ce ziceau măsurătorile? Păi nu s-au putut face, pentru că nu aveau atribuții și pentru că... Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin agențiile locale, fac aceste măsurători. Din punctul meu de vedere, așa retrospectiv, uitându-mă în ultimii 5-10 ani, de fapt în ultimii 5 s-au acutizat arderile legale, cred că business-ul ăsta a dus atâți bani negri în economie încât a influențat decidentul politic să nu facă nimic. Da. E ilogic să nu dotezi o instituție care intervine în teren cu aparate de măsurare. E ilogic să nu ai niște drone, când dronele sunt deja pe piață de mai bine de 10 ani. E ilogic să nu ai o trasabilitate și un sistem digital în care să-ți dea alarme, să nu ai niște camere cu senzori pe, nu știu, rețelele de GSM, alea pot oricând să-ți baleze pe suprafețe mari și să spună unde are loc o ardere. Și săpând mai adânc, am găsit că decidenții locali, oameni politici, funcționari corupți, foarte mulți în instituțiile statului, asigură industria asta la negru să funcționeze foarte bine, să aducă multe venituri. Și nu e singura. Găsim aceiași oameni cheie și în arderile ilegale de deșeuri, în depozitările ilegale de deșeuri, în despăduriri, în tăieri legale de păduri, în fel și fel de lucruri care... Asta cu pădurile cred că a fost proiectul, unul dintre proiectele mele care a deranjat cel mai mult cu transparența amenajamentelor silvice. Da. Foarte mult a deranjat, adică atâta opoziție și... agresiune aproape în comunicarea care mi s-a adresat nu am mai întâlnit de când sunt chiar așa este. Adică am simțit efectiv cât de mult pericol resimțeau doar din ideea că ar putea să fie publice aceste amenajamente ca să se vadă exact care este situația pe teren și cât se taie și când, cum se taie. Suntem într-o zonă mai mult decât gri. Dacă am avea, de exemplu, un sistem cum e Sumalul 2.0 pentru urmărirea masei lemnoase aplicat deșeurilor, am vedea trasabilitatea deșeurilor și am vedea unde dispar deșeurile astea, cum ajung ele să fie reciclate fictiv. Cum deranjează și proiectul de lege pentru cazierul de mediu și registrul național de mediu.
Categoric. Acolo ești, poți să urmărești persoanele sau firmele, de fapt. Poți să urmărești firmele, ce autorizații sunt emise, pentru ce sunt emise, câte contravenții au primit, pentru ce au primit contravențiile și poți, într-adevăr, să aplici contravenții graduale, să le individualizezi în funcție de gravitatea faptei, de cât de mult se repetă. Poți să suspenzi o activitate, asta am propus practic. Să existe o sancțiune complementară de puncte de penalizare și când săvârșești mai multe contravenții să se suspende. Ieri am primit un aviz nefavorabil de la Comisia Juridică din Camera Deputaților. Deși le-am argumentat exact așa. Poate că pot fi individualizate sancțiunile și că într-adevăr, pentru că asta era de exemplu și rolul Comisiei Juridice, ca să vadă cum este aplicată legislația de mediu și le-am arătat legislația de mediu. Noi nu putem să urmărim cum se aplică legislația de mediu, nu avem date. Dacă am avea un registru național de mediu, am putea să vedem, se aplică, nu se aplică, cât se aplică și am putea să monitorizăm și cum se aplică aceste contravenții și să vedem dacă într-adevăr sunt individualizate, dacă sunt corespunzătoare, dacă putem să venim cu alte mecanisme. Uite, ca cetățean, de exemplu, sun la 112 pentru o problemă de mediu și vine garda sau vine o altă autoritate, identifică și acolo ar putea bifa într-un registru electronic al firmei, uite, aici sunt arderi ilegale, aici sunt deversări ilegale. Și atunci avea o hartă a riscului de mediu, implicit și a factorilor care influențează sănătatea noastră, punctual. Și ai putea să faci controle mult mai eficiente, mai aplicate, iar cetățeanul să fie cel care transmite datele sau monitorizează sau sună din clopoțel și spune, uite, vezi că aici avem o problemă, poate n-ai suficienți oameni în instituțiile statului care să ajungă în teren. Și toată nebunia asta cu tot, da, corupție, poluare peste tot, lipsă de informare, de conștientizare, de implicare, avem totuși niște păduri. Măcar pe ele să le protejăm. Problema mea, spre exemplu, ok, da, sunt normal toate pădurile din țară, dar evident că mă refer la pădurile din jurul Bucureștiului, din Ilfov, fiind deputat și fiind, totuși, este cea mai mare aglomerare urbană, Bucureștiul. Este regiunea București-Ilfov cu cea mai mare creștere demografică din ultimii 20 de ani și urbanistică. Nu este firesc să protejăm pădurile astea din jurul Bucureștiului? Adică, astea, de ce să fie păduri de producție de masă lemnoasă, când oricum nu avem spații verzi în București? Nu, nici nu știm ce spații verzi avem, nu? Avem un registru care funcționează. Am rămas siderat atunci când, împreună, de exemplu, cu Dan Trifu și alții combatanți din zona asta de ONG, am chemat autoritățile, chiar ministrul în pădurea Băneasa, unde se exploata pentru industrie lemn și lemn de foc, în loc să o conservăm, și angajații ministerului, directori din minister, vindeau baliverne ministrului de la acea vreme și ne țineau departe cumva. Și neavând un ministru măcar cu o idee, cu un istoric în zona asta de protecția mediului, înghițea toate balivernele livrate de minister, balivernele pe care le livrau istoric de 30 de ani decidenților politici. Și li se părea normal să avem exploatări forestiere în Băneasa, în sectorul 1, pentru cum industrie. Sunt exploatări forestiere, probabil că foarte puțină lume știi, și în Snagov, în pădurea Snagov, care nu este toată arie naturală protejată, este doar o parte. Nu știu cum au trasat așa imaginar o linie care să împartă biodiversitatea. E doar pe partea asta. Pe partea asta nu mai este. Da. Cum se taie peste tot și în Corbeanca și în păduri istorice din jurul Codrii Vlăsiei. Da. Spre exemplu. De asta am făcut anul trecut un manifest, pentru că, de fapt, deciziile astea de încadrare a pădurilor, oamenii trebuie să știe că deciziile de încadrare a pădurilor din jurul Bucureștiului se fac, de regulă, prin hotărâri de guvern. Și a existat un astfel de propunere de hotărâre de guvern la un moment dat, acum vreo 2-3 ani. Am încercat să o susținem cât de mult posibil și am făcut și un manifest împreună cu societatea civilă, cu cetățenii, cu oamenii din București, Ilfov și cu foarte multe asociații și ONG-uri. Din păcate nu am reușit să schimbăm nimic momentan cu privire la încadrarea acestor păduri. Am văzut reticența maximă și cu proiectul cu amenajamente silvice, cu publicarea. Mergem mai departe. Vedem cum putem să trecem la un proiect de lege.
Asta ne propunem. Eu sunt și inginer silvic și de fiecare dată când te apuci oficial să tai undeva o pădure, ai un amenajament silvic, un studiu care stă la bază, se taie lemnul, se transportă în depozite, se prelucrează și dacă apar deficiențe și niște alarme în SUMAL 2.0, sistemul de urmărire a materialelor lemnoase, ar trebui să ai niște oameni, precum garda forestieră care merge în teren și mai departe niște procurori și judecători care se pricep. Știi, la lemne. Eu sunt de profesie avocat și mi-a luat totuși chiar și așa destul de mult timp să înțeleg toată legislația de mediu și să pot să identific unde sunt riscurile și ceea ce ar trebui să fie îmbunătățit. Și atunci, la fel, ar trebui să existe și pe parte juridică, ca instituție juridică, oameni specializați, oameni dedicați pentru așa ceva. Deci chiar am resimțit asta puternic venind dintr-o profesie juridică. Ne trebuie DNA-ul pădurilor? Da. Poate lumea se întreabă ce ar însemna DNA-ul ăsta al pădurilor. De fapt, nu e așa foarte complicat. Ai nevoie de niște oameni, niște procurori și judecători care să investigheze principalele cauze de infracționalitate în zona de mediu, și printre care și pădurile, și care să fie specializat, să aibă habar de legislație, să aibă habar de ceea ce înseamnă structură. Și care să-și structură. Dedice timpul pentru asta. Da. Și nu putem să ignorăm că sunt atât de multe infracțiuni de mediu, încât este necesar să existe o direcție dedicată doar pentru asta, având în vedere numărul foarte mare, nu? Da. Și ca să ajungem și la soluții, că... Asta este scopul, să ajungem să dintr-o avem mie de infracțiuni de mediu, sunt identificate 100 și din cele 100 infracțiuni de mediu identificate și care au un parcurs în zona asta dată de investigații, de instituțiile abilitate, doar 0,6 sunt cu condamnări și se întâmplă ceva, adică au un efect pe urmă în lanțul ăsta. Asta este rata, da. Da. 0,6%, asta înseamnă că probabilitatea din 200 de infractori dovediți, doar unul, aproape, sau din 180, doar unul să ajungă să fie condamnat să execute o pedeapsă. Asta înseamnă că și dacă ai dat cu zarul, n-ai nicio șansă, trebuie să fii proactiv ca să fii condamnat cumva. Tu știi foarte bine că știi și activitatea pe care au avut-o parlamentarii din Comisiile de Mediu și din mandatul trecut, da. Și știi că am depus proiecte, au fost respinse proiectele respective, am propus și din cadrul Ministerului Justiției DNA-ul când am fost la guvernare DNA-ul pădurilor. Am vorbit despre necesitatea unei DNA al mediului, inclusiv al pădurilor, și la nivel european, pentru că aceeași provocare este și la nivel european. Și comisarul general comisarul european a fost de acord, e o inițiativă care merge înainte și la nivel european. Deci nu este un demers doar specific românesc mioritic, nu, este o abordare generală la nivel european pe care noi ulterior va trebui să o transpunem prin fapte, legislație și instrumente în contextul românesc. Lângă păduri sunt și zone umede care ar trebui să devină arii protejate. Arii protejate, da. Cum este Văcăreștiul, cum este partea de vest a Bucureștiului, unde avem Dâmbovița, la intrare în lacul Morii, pe sute de hectare. Din păcate am văzut zeci de mii de tone de deșeuri aruncate chiar de autoritățile locale în Chiajna, zona Chiajna, aruncate și pormănivelate pentru un interes imobiliar când ai o zonă verde. Asta este problema, că am vorbit despre corupție și interesul imobiliar este strict legat de aceste probleme de mediu, pentru că întotdeauna primează și întotdeauna se ia în considerare doar și poate nu în modul... Se poate face și dezvoltare imobiliară corectă și de către investitori și de către autoritățile locale împreună și cu respectarea unui minim de spații verzi care să asigure la urma urmei o calitate. Eu am identificat în mare principalele surse de poluare pentru zonele urbane mari. De exemplu, București-Ilfov are niște surse externe care sunt la sute de kilometri, cum ar fi deșertul din Oltenia, 100.000 de hectare,
de nisip care e ridicat constant în aer și trimis către București și ajunge chiar până în zona Iași-Chișinău. Avem acele depozite de zguri din zona industrială, tot în sud-vestul României și pe arcul carpatic zgura asta zboară până ajunge chiar și în București. Avem terene degradate nelucrate din Câmpia Română și Bărăgan, prin care suflă vântul și praful acumulat se așterne și se așează pe aceste obstacole în calea lui, respectiv dezvoltările imobiliare. Avem o sursă periurbană, industria din zona gri, din jurul Bucureștiului. Avem zona asta urbană care generează prin trafic destul de multă poluare și mai ales prin încălzire, de exemplu, pe perioada iernii, de încălzire domestică cu altceva decât gaz, niște carburanți cum ar fi bucăți de mobilă, uleiuri, bucăți de plastic, cauciuc și rar lemn. Avem o poluare dată de șantierele din București și din celelalte orașe similar Bucureștiului, similare ca și dezvoltare, și avem o poluare dată de deșeuri, de aruncatul deșeurilor, de faptul că, de exemplu, autoritățile speciale locale nu le colectează și nu spală străzile. Am văzut subiectul acesta recent, săptămâna trecută, în Brașov, unde anumiți consilieri locali și au spus că, da, ce, erau spălate străzile și înainte și de ce să schimbăm modul în care sunt spălate sau să dăm o nouă hotărâre de consiliu local, dar în realitate ele trebuie spălate după un anumit procedeu ca într-adevăr să aibă impact cu privire la calitatea aerului, să producă efectul corespunzător. Da, și pentru toate sursele astea există și acțiuni pe care le putem face pentru a le combate, le identificăm, dar ce facem mai departe? De exemplu, avem nevoie de împăduriri pe arii extinse, acolo unde avem terenuri degradate sau nisipoase sau unde nu mai poate să crească nimic, cum ar fi cazul Olteniei. Avem nevoie de lucrări de împădurire și de infrastructură, că nu doar vii și arunci într-o groapă un puiet, ai nevoie de întreținerea respectiv, planificat pe termen lung. Da, de pepiniere. Da. Aici statul ar trebui să vină cu facilități să investească. Ca să pui azi niște puieți, trebuia acum 2 ani, 3 ani să înființezi niște pepiniere, ceea ce nu s-a întâmplat. Avem raportări din buzunar date, pentru că la un moment dat ONG-urile împădureau mai multe terenuri din afara fondului forestier decât statul român. Pur și simplu, asta e adevărul și nu este normal. Avem nevoie de trasabilitatea deșeurilor, să vedem unde sunt gropile astea, unde ar trebui să mai avem depozite, gropi de gunoi, unde ar trebui să înființăm niște industrii care să macine deșeurile, să nu le mai ducem, să le deviem de la groapă, să nu le aruncăm pur și simplu. Pe urmă, niște centuri verzi în jurul orașelor, nu? Să stopăm praful ăsta și tot ce înseamnă poluare. Să ne uităm mai atent. Avem în PNRR cuprins centuri verzi, sper într-adevăr și să se realizeze, să existe și cadrul legal pentru așa ceva și într-adevăr să se depună toate documentele respective și să se tragă banii. Ne trebuie un plan urbanistic, de exemplu, revenim la București, exact. Un plan urbanistic metropolitan. Fără asta nu putem să avem... Suntem... Da. Să spunem și atâta timp cât serviciile, Europa. Toate autoritățile centrale trebuie să simtă că mediul trebuie integrat. Când vorbim despre economie circulară, să introducem și mediul acolo. Nu putem altfel să rezolvăm problemele astea. Să avem o altă viziune cu adevărat dacă vrem să schimbăm lucrurile astea. România nu e pregătită să vorbească despre schimbări climatice când încă nici nu înțelege. Și când zic România, da, mă refer la decidenții politici, normal. Când încă nu înțelege ce efect au gunoaiele aruncate pe câmpuri și că nu facem nimic cu ele și nu gândim ce să facem cu ele. Concluzia este că depun, cel puțin eu din punctul meu de vedere, că da, depun eforturi să repar în anumite locuri, dar nu doar acest efort de peticire pe anumite proiecte de lege nu o să aducă cu adevărat o valoare adevărată dacă nu ni se alătură și
guvernul. Da, suntem într-o perpetuă peticire. Se rupe sacul într-o parte, îl peticim, se rupe. Dar vreau să încheiem cu o concluzie bună, să optimistă, știi. O concluzie optimistă, ceea ce, da, poate nu mi se întâmplă atât de des când vorbesc de mediu. Concluzia optimistă este că eu vin dintr-o profesie juridică și totuși de când am cunoscut atâția oameni și sunt aici, am înțeles mult mai bine cât de mult contează să te implici și tu ca cetățean și să simți care este efectul asupra tău și dacă suntem mai mulți împreună, putem să schimbăm ceva. Și am simțit foarte personal povestea lui Franz Timmermans la forumul la care am fost împreună cu Make It Personal. Și am văzut și la tine că ai preluat asta și îmi place foarte mult. Și eu cred că dacă fiecare dintre noi luăm lucrurile personal și le transpunem în tot ceea ce facem, eu cred că sunt șanse să mai aducem, da, lucrurile pe calea cea bună. Toți banii pe generațiile tinere care vin din urmă și care sunt mult mai receptive. Ăștia tineri mă întreabă, Tavi, unde ar trebui să mergem noi așa undeva lângă București, să ne simțim bine, să avem un spațiu verde, să nu ne cadă un arbore tăiat de o drujbă în proximitate, să nu tragem pe nas în un cauciuc ars, și dau din numeri, pentru că nu pot să le zic nicio locație. Și atunci încep ei cumva să se enerveze, să o ia personal. Da, și avem nevoie să fim împreună, om cu om. Pentru că presiunea pe care o punem, cu cât suntem mai mulți, cu atât o să fie mai mare și o să ajute să se ducă lucrurile într-o anumită direcție. Deci suntem pe calea cea bună, dar cu pași mici, avem nevoie de niște locomotive. Da. Și de niște oameni care să iasă la vot. Pentru că, de fapt, asta trebuie să schimbi. Asta dacă este. Vrei să schimbi o garnitură care nu funcționează, degeaba pui o locomotivă puternică, pentru că vor pica vagoane și totul se duce de râpă, trebuie să schimbi o garnitură politică. Bună. Da. Încheiem cu asta. Da. Make it personal și hai la vot. Da, da, da. Categoric. Mi-a părut bine, Tavi, că am stat de vorbă. Cu plăcere oricând.